În anul alumnii, când Universitatea Politehnică Timișoara sărbătorește 100 de ani de la absolvirea primei promoții de ingineri, este prezentat cel care a fost cel mai strălucit reprezentant al primei promoții a Școlii Politehnice Timișorene, care a primit diploma de inginer în 1924, Ștefan Nădășan. Acesta s-a remarcat în mod deosebit, a ajuns ulterior cadru didactic al Politehnicii, a susținut prima teză de doctorat organizată la Timișoara, a fost membru titular al Academiei Române, este considerat întemeietorul școlii românești de încercare a materialelor. Ștefan Nădășan s-a născut la 19 august 1921 în Timișoara, unde tatăl său era farmacist, își pregătea singur medicamentele și ajunsese cunoscut. Înclinările sale spre cercetare l-au determinat ca, în paralel cu problemele legate de producție, să abordeze o serie de studii pe cont propriu. Încă de la începutul carierei sale inginerești, s-a decis să studieze comportarea pieselor de vagoane și locomotive turnate din fontă. A propus și a obținut avizul de introducere la calea ferată a fontei de mare rezistență. Din 1953 a lucrat la baza de cercetări științifice a Academiei Române din Timișoara, în secția de oboseală și ruperi fragile, unde a pus bazele cercetărilor rezistenței la oboseală a oțelurilor utilizate la construcția de mașini și altor cercetări importante. S-a stins din viață la Timișoara la 23 septembrie 1967. În semn de omagiu pentru personalitatea sa, astăzi, Laboratorul de Rezistență a Materialelor, cel mai vechi din Universitatea Politehnică Timișoara, având peste 100 de ani, dar și o stradă din Timișoara, poartă numele de Ștefan Nădășan.